găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Infecția urinară, o boală aparent banală care, netratată corect și la timp, poate avea efecte dramatice. Plante ayurvedice care ajută sistemul imunitar să lupte cu factorii agresori interni și externi. Sistemul electromagnetic al corpului uman echilibrat cu ajutorul biorezonanței. Infecția urinară, o boală largă răspândită, aparent banală, dar cu repercusiuni dramatice dacă nu este tratată corect și la timp. Astfel de infecții pot compromite grav întreg aparatul genito-urinar, cu simptome specifice extrem de neplăcute. Și dacă se repetă, pot să provoace pierderea funcției renale. Despre cauzele, simptomele, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor urinare ne vorbește astăzi dr. Dionisie Dubinciuc, medic primar, medicină internă, specialist nefrologie. Infecția urinară a fost multă vreme neglijată, atât ca diagnostic, cât și ca terapie. Nu că n-ar fi fost oameni bine pregătiți să facă față subiectului, ci datorită faptului că încă din studenție erau subiectele care se predau înaintea de vacanța studenților, când toată lumea se gândea la valuri sau la lucruri mult mai plăcute și mai frumoase decât infecțiile urinare. Iar terapia infecției urinare a fost și ea, la un moment dat, destul de neglijată. Nu spun că total, dar destul de neglijată. În ultimii ani, infecția urinară este destul de bine studiată în centrele universitare din întreaga lume. Pentru că la un moment dat s-a constatat că infecția urinară este mult mai frecventă și face mult mai multe rele decât credea lumea medicală. Și atunci, deștepții lumii medicale au pus mâna și au dezvoltat nefrologia, care este una din ramurile noi ale medicinii, și s-au ocupat îndeaproape de infecția urinară, care este cantonată de la ieșire, hai să o luăm acum invers, de la ieșire până la țesuturile din jurul rinichiului. Deci ai infecție urinară la uretră, ai infecție urinară la vezică, ai infecție urinară pe ureter, legătura dintre vezică și rinichi, ai infecție urinară la nivelul bazinetului, zona de intrare în parenhimul renal și în structura care învelește rinichiul. În funcție de etajul la care sau până la care apare infecția urinară, avem și simptomatologie. Și cu cât avansăm spre structura renală, cu atât se îmbogățește simptomatologia și numărul de semne și simptome îmbogățesc această panoplie. Unii știu, unii nu știu că există o apropiere foarte mare între tubul digestiv și aparatul genito-urinar. Sunt câțiva centimetri. Și atunci, enterobacteria CL, celebrii microbi care dau infecțiile urinare, ies din rect, colonizează zona genitală a oamenilor și de acolo, pe cale ascendentă, aduc infecția până la nivelul structurii renale. Aici intervin niște lucruri care trebuie foarte bine știute. Că o infecție urinară poate să fie mult mai puțin manifestă sau foarte zgomotoasă
în funcție de particularitățile organismului, de a o primi, de a fi imunologic puternic. Dacă aparatul urogenital, organismul, este foarte imunizat, foarte puternic, foarte bine dozat cu mijloacele de apărare împotriva infecțiilor, infecția va fi slabă, de intensitate mică sau cât mai jos situată. Nu îndrăznește să se lupte cu mijloacele de apărare superioare ale organismului. Infecția urinară poate să apară și pe cale hematogenă, deci prin sânge. De unde? Din tot felul de focare, de infecție. De la un banal furuncul, de la un banal acces, banal, nu prea e banal accesul, de la orice colecție care are microbi, care poate avea stafilococi, care poate avea tot felul de bacterii care pot ajunge pe cale sanguină la nivelul rinichiului. Ba, unele se mai pot transmite prin țesuturile care despart rinichiul sau căile urinare de structurile, celelalte structuri ale organismului. Staza urinară sau reținerea în a urina. Zici la un moment dat că lasă că ajung la servici și urinez acolo sau găsesc condiții mult mai omenești undeva. Și tot te ții, tot te ții, tot te ții, vezi că se tot umple, staza se tot face, microbii tot intră, pentru că tot intră, pentru că ei se găsesc în treimea externă a uretrei, în special la femeie, unde sunt mai frecvente infecțiile urinare, de 3-4 ori mai frecvente decât la bărbat, se găsesc deja cantonați. Și prin staza asta pe care noi o creiem, factor favorizant, nu? Infecția urinară se transmite cel mai ușor și cel mai bine. Uneori foarte, foarte, foarte zgomotoasă. Tot felul de anomalii, de malformații renale, de asemenea, pot favoriza apariția infecției urinare. De exemplu, marele rinic polichistic. Există un rinic, uite așa, plin de chiști. E, ăsta dă o infecție urinară care uneori se tratează foarte, foarte greu. De altfel, tot acest rinic polichistic dă și o hematurie care la un moment dat trebuie foarte bine diferențiată de neoplasme, de tuberculoze, de tot felul de alte eliminări de sânge din, pe cale renală. Infecția urinară e caracterizată și ea de durere, dar nu e de aceeași intensitate durerea care este în litiaza renală. Este o durere mai puțin intensă. De exemplu, dacă infecția urinară este cantonată la nivel vezical, celebra cistită pe care o știe toată lumea și pe care nu o tratează corect, pentru că se face automedicație. Și o să vorbim și de chestia asta mai târziu. Va fi caracterizată de dureri unde? În zona unde este localizată vezica, nu? Suprapubian apare jenă sau durere de diferite grade. Apare senzația de urinat frecvent. Pot să apară acele usturimi la urinat. Crește frecvența, crește intensitatea, scade intensitatea durerii, apare febra, poate să apară hematuria, eliminarea de sânge, acea cistită hemoragică, de care lumea se sperie și ce gata, am urinat sânge, am cancer sau tuberculoză. Uneori poate să fie doar simplă cistită și de cele mai multe ori cam așa se întâmplă. Cistită hemoragică care se tratează în 3, 4, 5, 7 zile, bine mersi, uneori chiar în 3. Unii au încercat și doza unică, cu rezultate favorabile, nu 100%. Imunitate.
Imunitatea este ținta preferată a factorilor agresori intern și extern. Uneori, sistemul imunitar poate lupta singur cu acești agresori. Alteori, organismul are nevoie de ajutor pentru a se apăra. Atunci când corpul uman nu se poate apăra singur împotriva factorilor agresori, este nevoie de un aport de substanțe, de preferat naturale, care să susțină sistemul imunitar în lupta sa. Medicina ayurvedică folosește substanțe din plante pentru a susține sistemul imunitar, explică dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și ayurveda. Imunitatea reprezintă capacitatea corpului de a se apăra împotriva feluritelor tipuri de agresori care tind să îi compromită integritatea și funcționalitatea. Aceste tipuri de agresori sunt, în linii mari, de două feluri, agresori interni și agresori externi. Dintre agresorii interni amintim produșii toxici de metabolism, în limba sanscrită ama, care se formează în corp, în urma funcționării defectuoase a metabolismului nostru. Dintre agresorii externi cunoaștem microorganismele, virusuri, bacterii, fungi, dar există de asemenea și radiațiile electromagnetice care, din păcate, ne înconjoară din toate părțile în epoca modernă. Acești factori agresori generează în organism așa numiții radicali liberi. Aceștia sunt niște compuși cu o capacitate de oxidare, de distrugere prin oxidare a celulelor cele mai sensibile și cele mai active ale corpului, cum ar fi, de exemplu, celulele sistemului nervos, celulele sangvine, celulele miocardului, da? Absolut toate celulele care sunt în dezvoltare și sunt mai active din punct de vedere metabolic reprezintă ținta acestor radicali liberi care prin acest proces de oxidare exagerată distrug aceste celule. Sistemul imunitar acționează împotriva radicalilor liberi cu ajutorul antioxidanților, care blochează procesul distructiv de oxidare exagerată a celulelor. Antioxidanții, în special cei de natură vitaminică și oligoelementele, se găsesc în general în legume și fructe. În special fructele acrișoare, care conțin multă vitamina C, și plantele, care conțin multă vitamina C, și o cantitate mare din celelalte vitamine și oligoelemente, în special zincul și seleniu, sunt cunoscute ca având efect antioxidant, sunt cele care ne pot proteja. Din vari motive, omul nu poate consuma întotdeauna o cantitate suficientă de legume și fructe care să-i asigure necesarul de antioxidanți. În astfel de cazuri, este necesar un aport de plante sau remedii pe bază de plante cu un conținut optim de astfel de antioxidanți. În fitoterapia românească există o serie de plante valoroase prin conținutul bogat în astfel de substanțe. Se cunoaște importanța consumului de cătină, de măceșe, care sunt campioane, să spunem așa, la conținutul mare de vitamina C și de oligoelemente cu efect antioxidant. De asemenea, coacăzele, murele, afinele, în general, fructele de pădure conțin foarte mulți antioxidanți, dar de asemenea și merele și citricele, fructe care le găsim mai accesibile în perioada sezonului rece. De asemenea, în fitoterapia indiană sunt cunoscute plante și fructe cu efecte benefice asupra sistemului imunitar. Exemple sunt rodia, punica granatum, care se știe că are un conținut foarte mare de vitamina C, un conținut foarte mare de fier și pe lângă efectul antioxidant are și un foarte bun efect antianemic. De asemenea, Emblica officinalis sau amalachi, o plantă celebră în India pentru conținutul foarte mare de vitamina C, este una din plantele care conține cea mai mare cantitate de vitamina C. Ea se folosește cu mare succes atât pentru acest efect, cât și pentru reglarea tranzitului intestinal. Alte exemple de plante cu efect antioxidant în fitoterapia indiană mai sunt turmericul, curcuma longa, ruda lui, curcuma amada, mangista, rubia cordifolia, tinospora cordifolia sau guduci. Toate acestea sunt
plante care au o cantitate foarte mare de vitamine, de grup A, de grup C în special, vitamina E, seleniu și zinc, care ne ajută foarte mult să avem o cantitate corespunzătoare de antioxidanți în corp și în felul acesta noi să ne putem proteja de efectele radicalilor liberi. Toate aceste plante, combinate într-un remediu natural, aduc un beneficiu mult mai mare organismului decât dacă ar fi administrate separat. Supplimentul alimentar Globiforte, marca Ayurmed, datorită conținutului bogat în minerale și vitamine, are un puternic efect antioxidant și regenerator pentru sânge, crește imunitatea, fiind util în stări de convalescență și supra-solicitare intensă. Globiforte poate fi administrat copiilor, adulților și vârstnicilor în doze ajustate. Sistemul electromagnetic al organismului echilibrat cu ajutorul biorezonanței, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Electrohigienizarea organismului, o noțiune care exprimă necesitatea nu a eliminării electricității din corpul uman, pentru că fără asta nu ar putea exista ca materie vie, ci echilibrarea sistemului electromagnetic debusolat din mai multe cauze. Dezechilibrul sistemului electromagnetic al organismului provoacă îmbolnăviri, iar medicina clasică tratează de obicei efectul, adică boala. În medicina complementară, terapiile și tratamentele sunt țintite pe cauză, în speță pe echilibrarea sistemului electromagnetic. Terapiile prin biorezonanță sunt tot mai des utilizate în ultimul timp în acest scop. Cu detalii, specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. În ultimul timp, în revistele de specialitate, se vorbește foarte mult despre o electrohigienizare a organismului uman. Nu este nimic nou decât că prin biorezonanță, o modalitate modernă a medicinii complementare, putem să realizăm acest lucru, ținând cont că din măsurătorile energetice pe care le facem, deci inclusiv de la quantum energetic, de la diagnosticare energetică, constatăm o încărcare a organismului cu radiații sau o informație total debusolată la nivel de celulă. Am o viață foarte încărcat așa ca program, foarte grea, datorită unor probleme și mă simțeam epuizată. Și atunci, aflând de acest cabinet, acest tratament, am hotărât să vin și eu să încerc să văd, poate mă energizează, mă echilibrează. Și, într-adevăr, am simțit. Antenele amplasate în apropierea locuințelor, computerele, chiar și cele aflate în stand-by și telefoanele mobile ținute în camerele de dormit sunt surse care afectează câmpul electromagnetic al corpului uman. De recomandat ar fi măcar să fie pe dușul meu jos, deci pe covor, să nu fie chiar la nivelul capului, pentru că în timpul somnului se emit acele radiații ale creierului de apărare, tot ca un... E un aparat care emite radiații și creierul nostru, în același timp telefoanele emit radiații, își caută stația în permanență, se produce o intersectare. Aceste radiații, care interferează cu sistemul electromagnetic al organismului omului, au efect în anumite condiții. Deci nu tot timpul putem fi afectați de aceste informații electrice, pentru că depinde de organismul nostru. Întotdeauna am spus, un organism sănătos poate să treacă printr-o epidemie și să nu aibă nicio problemă. Un organism care are probleme deja, deci are niște tare și, în general, persoanele mai în vârstă, care iau foarte multe medicamente, persoane stresate, persoane care nu se odihnesc cum trebuie și sunt etc., pot fi chiar copii foarte mici, avem mereu în terapie și constatăm deja de la diagnosticare energetică această debusolare energetică din organism și atunci funcționalitatea normală, celulară, începe să fie dereglată.
Efectele sunt resimțite de organismul omului, indiferent de vârstă. Pe fondul unei imunități scăzute, al alimentației nesănătoase, al consumului de alcool, al fumatului, al stresului, dezechilibrul câmpului electromagnetic uman, bombardat de radiații, își produce efectele. Mai întâi perturbă câmpul energetic al celulei, sădind astfel sămânța bolii ce crește în organism până cuprinde țesuturi și organe cu tot cortegiul de simptome specifice. Ca atare, simptome, somn neliniștit, dureri cervicale, amețeli, anumite reacții ale diferitelor aparate sau sisteme din organism sau organe care încep să fie total dereglate. De exemplu, un intestin total dereglat, pot să fie dureri pe anumite zone ale corpului. În medicina clasică, boala, odată diagnosticată, este supusă tratamentului alopat. Rolul tratării cauzei care a produs-o, respectiv demersul de echilibrare a câmpului electromagnetic al organismului, revine însă medicinei complementare. Terapiile alternative, naturale, de exemplu cum este biorezonanța, au la bază acest sistem de a repune sistemul de autoapărare a organismului în funcțiune și de a putea face față situațiilor cu care este confruntat organismul atunci când este supraîncărcat. Pacientul parcurge etapele premergătoare terapiei propriu-zise, adică scanarea și diagnosticarea energetică, după care, în funcție de valorile comunicate de computer, intră pe mâna terapeutului. Programul de terapie aplicat de aparat este personalizat în funcție de caracteristicile fiecărui pacient. Observăm la piloți care sunt mereu supuși radiațiilor și care, știm că ei se și pensionează mult mai devreme, și care vin, de exemplu, la noi și fac această diagnosticare energetică, unde noi deja vedem încărcătura masivă cu radiațiile respective. Sau persoanele care au făcut radioterapie sau chemioterapie, dar mai ales la chemio vedem partea toxinelor și la radioterapie vedem efectul nociv al radiațiilor care rămâne în corp. În Centrul German de Biorezonanță Dermavital, situat în Calea Vitan din București, diagnosticarea și terapiile sunt efectuate cu aparatură modernă de înaltă performanță, Bicom Optima, fabricată în Germania. Centrul Dermavital lucrează în colaborare cu Institutul Regu Med din München, care furnizează și programele pentru terapii. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!